De Ziua Mondială a Sănătății, Imrini Eye Hospital a lansat acțiunea caritabilă Sănătatea Ochiului. Cu această ocazie, clinica oferă consultații gratuite pentru pensionari și persoane cu venituri mici în vederea depistării glaucomului. Există mai multe tipuri de glaucom. Noi suntem aici dotați cu tot ceea ce trebuie pentru a depista orice formă de glaucom. Există pacienți care au în familie persoane cu glaucom și atunci predispoziția acestora este mai mare de a face și ei, nu este o regulă. Există persoane care nu au avut pe nimeni în familie cu glaucom și pot fi ei prima generație care dezvoltă această afecțiune. În fine, ideea este că noi ne ocupăm de tot ceea ce trebuie ca și investigații, ca și pachet de investigații complet pentru glaucom. Glaucomul este o afecțiune cronică a ochilor. El se manifestă prin creșterea presiunii intraoculare, afectarea nervului optic și diminuarea vederii chiar și până la orbire. Tratamentul se aplică în funcție de necesități. Sunt mai multe terapii. Terapii cu medicamentoase și terapii chirurgicale. Mai sunt și boli asociate cu glaucom. În cazul de cataractă întumescentă, cataractă avansată, care închide unghiul iridocornean și necesită operație de cataractă în urgență. Toți pacienții care s-au prezentat la clinică cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății au primit o reducere simbolică de 7% cu referire la data de 7 aprilie. Toți cei care au beneficiat de reduceri sau de consultații gratuite s-au arătat foarte mulțumiți de serviciile de care au beneficiat. După mine, care sunt în faza în care sunt, să am nevoie de așa ceva, sunt foarte utile, mai ales dacă le faci din timp. Chiar și acum e o fază în care, cu un tratament corespunzător, vor fi rezolvate anumite probleme. Acțiunea este foarte benefică, mai ales pentru cei care sunt la vârsta a treia și sunt pensionari de ceva vreme. Sunt niște specialiști de nota 100, pot să zic, aici. Am făcut o operație acum 4 ani. După 4 ani am vrut să văd în ce situație mă aflu. Doctorul, cei doi doctori cu care noi cunoaștem de atâta timp, am făcut acest control, m-am liniștit. Consultațiile gratuite pentru depistarea glaucomului continuă și pe 8 aprilie. În mod normal, această procedură costă 400 de lei.